Hei, salutări toată lumea, eu sunt Kitty de la LPSTime și astăzi suntem aici cu Sushi. Bună, sunt Sushi. Da, și ne aflăm din nou la Lăpușna. Ta-da-da! Și astăzi o să mai mergem puțin prin explorare. Eu mă aflu acum nu unde am fost data trecută, așa să vă arăt puțin și unde stau. E o căbănuță mai retrasă, o căsuță așa micuță. A, am uitat să vă anunț că nu toate căbănuțele, sunt mai multe, au camere duble. O să vă arăt una cu cameră dublă. Așa arată camera. Pat, covoraje, calorifer, televizor, două noptiere, aici aceasta e dublă, o ușă, extintor, mini frigider dacă stați mai mult să vă păcați alimentele. Două fotolii, așa o măsuță și o canapea. În partea aceasta aveți o baie cu un bec care nu i-a prins. Toaletă, cabina de duș, prosoape, hârtie igienică, săpun. Acolo aveți un pahar în caz că vi-e sete. A, mereu sunt schimbate. Și acolo aveți un pahar, așa, în fine. Aici aveți o centrală și cam așa arată. Și mai este ceva. Aici aveți o teracotă în caz că veneți iarna sau vi-e frig. Așa. Și cam așa arată căsuța asta. O să vă arăt și pe din afară, logic. Cam așa arată, e foarte noroios pentru că aseară v-am arătat cât de tare a plouat. Sunt mai multe cabane, acolo e bicicleta mea. Așa. Și acum eu vreau să vă arăt un loc unde îmi place mie să stau de obicei, dar e mai îndepărtat, așa că o să iau bicicleta și nu o să filmez în acele momente. Da, ne vedem atunci. Pa, pa! Bine, noi am ajuns. Ne aflăm în locul unde îmi place mie să stau pentru că e mai retras și e super drăguț. Și o să vi-l arăt așa puțin pe din afară și vouă. Sigur că da! Bine, avem așa. Un butuc, un butuc care a fost mutat. Un butuc gigantic care e pe post de măsuță. Aici e așa înconjurat de copaci. Pe un fel de câmpie, nu știu ce e asta, să vă zic. Așa. E foarte drăguț aici. Veți porți de fotbal. Aici aveți așa foarte drăguță iarba asta. O ador. E fufoasă. Și arată foarte bine. Acolo bicicleta mea, nu o băgați în seamă. Și dacă mă așa arată. Și așa arată pe din afară. Aici pe mine m-a prins ieri ploaia aia mare și aici m-am adăpostit. Și eram în tricou și pantaloni scurți, dar cui pasă. Da, și cam așa arată. Sper că v-a plăcut acest episod. Cred că o să mai fac unul la plecare. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa!